Pică caracter nou sau nu pică caracter nou? Asta este întrebarea. Mădălin YouTube, what the hell, mă bat cu mine? Bro, mă bat cu mine însumi? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Zuba, un episod foarte, foarte special, că după cum vedeți acolo, nu este hack, nu este absolut nimic, am 38.000 de gemuri, știți bine că... Cei de la jocul acesta, developerii de la jocul acesta încurajează foarte mult creatorii de conținut și practic nu numai pe mine m-a susținut și mulți alți youtuberi care mi se pare că trebuie să ai peste 10.000 de abonați ca să te poată ajuta cel puțin acum la început de joc. Dar dacă e să o luăm logic, nu este clickbait practic, o să pun în titlu, aceste 38.000 de gemuri vine echivalentul a... 40 de milioane, 39 de milioane, 40 de milioane în bani real. Deci gemurile acestea în bani real vin 40 de milioane. Pe voi vă dați seama dacă gen Brawl Stars făcea același lucru la început să ne ajute practic să ai contul așa max. Bine, nu știu dacă din toate gemurile o să maxezi contul, dar în fine, astăzi n-o să consumăm gemurile absolut deloc, n-o să ne legăm absolut deloc de ele, pentru că am un opening special, după cum vedeți aici, un opening ținut pentru voi. Și acesta de aici, chestul acesta de aici este Emerald Crate. Ceea ce e un chest destul de bun, adică 600 de gemuri, are șansa de 34% de caracter nou. Poate avem șansa să luăm un caracter nou. Deci data viitoare, dacă se strâng la acest, episod peste 10.000 de like-uri, o să începem să facem opening de gemurile acestea ca să maxăm ușor contul. Nu facem dintr-o dată, pentru că practic contentul nostru se va duce pe apa sâmbetei dintr-o dată și înțelegeți ce vreau să zic. Adică vreau să avem content îndelungat, nu să fac ca la Brawl Stars într-o zi să maxez un brawler și să joc el, să fac și 1000 de trofee. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, madalin.tatian23, găsiți primul link de descriere. Haideți să-i dăm drumul să nu mai prelungim. Dăm free chest-ul prima dată, pentru că astea sunt cele mai slabe și slabe șanse ca să pice de aici. Nici nu cred că e vreo șansă ca să pice brawler din free chest. Ok, hai să începem cu astea slăbuțe. Cu chesturile slăbuțe mi-a dat decât power up. Cum să... Bine, eu zic power up la astea, dar de fapt nu se numesc power up-uri. Ok, mi-a dat... bun, și acum rămâne chestul ăsta cel mai bombardier. Pică caracter nou sau nu pică caracter nou? Asta este întrebarea. Băi, dar cum face? Bine, mă, frate, mă, bine, mă! Oli! Mamă, frate, deci la cum făcea chestul, practic, îți dă caracter. Deci când stă foarte mult așa, din ce mi-a zis voi, când stă așa de mult cu fulgerele acelea, îți dă caracter nou. Deci, Oli, frate. Să facem screenshot. Bă, ești nebun? Doamne, bine să cred. Deci, practic, cu șansă de 34%, am reușit să luăm un caracter nou și 1064 de bănuți. Da, e foarte bun. Ok, am... aici o să-l cumpăr pentru că e value acest porcușor. Ia să luăm noi aici de pe shop. Ok, 120 de gemuri și mie îmi dă 132. Deci, clar, o să luăm. O să consumăm gemuri, dar, practic, o să fiu un plus cu gemurile. Ok, și mi-a dat și bănuți. Deci, sunt pe plus cu gemurile, chiar dacă eu am dat aici. E value. Și ăsta este caracter nou, nu știu dacă e legendar sau habar n-am, nu știu ce e. Cu siguranță o să jucăm, că o să fie episod special și o să jucăm cu el pe acest episod. Cred că în următorul episod o să cumpăr eu, ia să cumpăr aici ăsta. Bun, cred că pe următorul episod o să cumpăr numai Gold Creator, ia să ne... Mamă, și asta scade. Deci cu cât e caractere, aveam 34%, cu cât e caractere mai multe, șansa ta scade. Uite că acum am 28%, dar bine, din ce îmi lipsește mie acum... Practic mai lipsesc câte caractere? Mai lipsește 1, 2, 3 din astea ce le pot debloca și după aceea încă 2. Deci practic 5 în total. Dar șansa cu cât gen, cu cât iau mai, un caracter mai nou, cu atât scade din chest. E ca pe calea legendară pe Brawl Stars. Deci 11% șansă. Cred că o să deschid ori Gold, ori Emerald pe un episod gen special, că legendare creditul ăsta nu prea se merită din ce am calculat eu. Vedem pentru următorul episod, dacă se sunt peste 10.000 de like-uri. Hai să vedem noi... Upgrade, pot să dau la ceva? Ok, pot să dau la Shelly upgrade. Voi dacă se merită. Și să vedem noi aici, shotgun-ul ăsta, cred că o să dau la shotgun. Aulă, dar nu mai am bănuți? Ba da, mă, frate, am bănuți. De ce neba nu pot să dau upgrade? Gata. Ok, bun, am dat upgrade. Și nu mai știu ce să mai fac, la ce să mai dau upgrade pe aici. Nu, deocamdată las așa, Hai să jucăm cu grăsuțul ăsta, care se freacă pe burtică. Nici nu știu care este abilitatea lui specială și ce face. It's an area grass. Ah, deci mănâncă iarbă ca să regenereze viața? Să mor tu, de asta are așa burtica foarte mare? Hai să vedem, băieți. Hai să vedem.
Deci de asta se freacă pe burtică și tot timpul este sătul, pentru că mănâncă iarbă ca să... Bine că o mănâncă și nu face altceva cu ea. Ok. Hai să vedem. Mamă, foarte mulți cameleoni. Vreau și eu, de-abia aștept să iau cameleonul. Nu știu dacă cameleonul e legendar. Nu cred că e pe caracter, nu cred că sunt pe rarități, băieți. Nu prea cred. Hai, bro, așa greu caută meci. Ok. Am aici o suliță. Mamă, și cu sulița dă de la distanță? Practic ar trebui eu cu Oli ăsta să mă duc undeva unde... Ia să vedem, mă. Da, mă, uiteși la ce distanță dă cu sulița. Asta dă la fel și asta aolo e cu... Am înțeles. Unde... Ia să vedem, frate. Aaa, bă, ești nebun. Hai să mai mănânc puțină iarbă. Bun. Deci, practic, mănâncă iarbă. Îi regenerează viața cu 300, din câte am văzut eu. Și, practic, iarba dispare. Înțeles, am înțeles, ok. Trebuie să mă obișnuiesc pentru că e prima dată, băieți, trebuie să mă înțelegeți. E pentru prima dată când... Dar e nasol că eu trebuie să stau unde e iarbă, frate. Pentru că dacă eu stau și mă bag cu ăștia pe... Aolo, pe bune că nu pot să dau. Am putut să dau. Da, am înțeles. E clar. Băi, cum mă împinge, frate? Armando ăla o să moară, nu știu ce caută pe acolo. Și nu știu ce caută ăștia de stau în zonă, băi, ești nebun. Dar e foarte încet, foarte, foarte încet. Ok, hai că l-am omorât la fix. Să luăm și grenada aceasta pentru că e încet și trebuie să fugim cu el. Da, e super, super încet, Oli. Înseamnă că o brawler, 8 brawler, 8 caractere în viață, trebuie să mă obișnuiesc cu caracterele. Bă, că cineva a picat legendara. Asta e nasul, că e super încet. Și uite cum aruncă asta. Da, e un caracter puțin cam dificil, părerea mea. Și când dă cu grenada, văd că dă în spate. Ok, hai că l-am nimerit. Așadar, regenerare. I-am mai dat un hit. Opa, mai vine și ăsta aici. Aaaa, bălău, Gucci. Mamă, ce dificil mi se pare caracterul, băieți. Ce dificil mi se pare caracterul Oli. Haideți să mai dăm un meci cu Oli. Trebuie să mă obișnuiesc foarte mult cu el. Pentru că, nu știu, are viață prea puțin și moare foarte rapid. Nu înțeleg care e cauza. Hai să-l punem undeva unde e mediul lui, adică la iarbă. Am luat grenada, luăm și arcul, o să mai dăm un arcul și la grenadă, o luăm de argint. Tot că e un camelon aici în mijloc. Bun. Ia să dăm noi în guard. Păi și cu asta dă, mamă, dă decât de la distanță. Hai că da. Sau nu, 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 nu. Mi se pare că trebuie să dai cu grenada. Grenada și când e lângă tine ca să-l nimeri. Cu siguranță e un brawler greu de jucat, Oli. Dificil de jucat. Da, 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 da. Hai că mă bat eu cu cameleonul. Mănâncă, aolo, am vrut să dau să mănânce iarbă. Mănâncă iarbă, boss. Bagă iarbă, mănâncă iarbă, că-i zeale. Wow! Ce caracter are ăla? Mamă, dar mă mai dai mult înapoi, boss. O fi caracter legendar ăsta? Nu prea cred. Și nu mai healing. Iarbă, nu pot să mănânc? Ok, bro. Da, băieți, cred că pe un alt episod o să rămână ca să îl fac eu power-up mai mare pe Oli pentru că este foarte fragil. Micuțul ăsta nebun e foarte fragil. Așa că o să continuăm să jucăm noi. Ok, pot să dau un claim reward aici.
nu, nu am nevoie. Hai să dăm și bănuți aici. O să rămână să jucăm noi cu Mowgli pentru că v-am zis. Am făcut... Oh, și mai pot să-mi dau un upgrade, dar nu cred că am bănuți. Trebuie 7000 de bănuți. Da, pentru următorul episod, cu siguranță când o să deschid... Când o să deschid chesturi, o să reușesc eu ca să o fac și power 9. Nu. Aulă, am dat upgrade. Mă, ce până mi-am făcut. Hai să-i dau upgrade. Se merită, nu se merită, nu știu ce să zic. Dă-i mă upgrade, frate. Okay. Clan o să facem pe un alt episod sau pe un alt live special. Nu facem acum pe episodul ăsta clan. Pentru că, sincer, nici eu nu știu să joc foarte bine. Nici n-aș ști cât să pun la clan, la club, cât aș pune cerință. Da, mersi mult. Am nevoie neapărat de healing. Ok, bun, am dropat destul de bunicel. Ok, o să dau gurii la grenadă. Nu, ce mi-a tras ăla în cangurelul meu. Să încerc să nu mă mai risc să mai rămân low HP. Să dăm noi upgrade și la shotgun. Ah! Nu e aici? A fugit. Nicio problemă. Avem 4 trofee în momentul de față și mai sunt 9 jucători. 9 jucători în viață, nu înțeleg de unde tot are ăla atâta healing. Oleo, nu-i bine. E bine să mă bag aici. I-am fugit în ultima ipostază. Bă, dar de unde mai are atâta healing, frate? Nu pot să înțeleg. A dat ăla... Ui, și ăla are level 13. Păi, dar nu era level 12 maxim? O să încerc să fug. Făcut de-abia un kill match ăsta. Parcă era totuși level 12 maxim, nu level 13. Minunat. Minunat. Să vedem câte trofee am reușit eu să iau de aici. 9 trofee. Ok. Și mai pot să mai iau un chest? Bronze toolbox ăsta nu e bun de nimic. Ok. Nu știu ce să zic, băieți. Nu știu ce să zic. Dacă cea mai bună tactică la trofee mare este să fugi, să te bați. Dar nu înțeleg pe ăla, frate. Level 13 sunt confuz. Nu e level 12 maxim, e level 13. Unde aveau la cameleon de level 13? Și lăsați-mi în secțiunea de comentarii dacă știți ceva de level, care e level maxim, că tot nu pot să înțeleg. Și tot nu pot să înțeleg la momentul de față. Ok, o să încerc să iau sulița asta și să mă duc pe guard. Să nu dea mine. Ok, perfect. Bun, hai că l-am omorât blană, am 2 healing-uri. Bine că cangurelul ăsta mi-a... Dar nu înțeleg, frate, nu e situație. Ok, hai că l-am omorât. O să-mi dau healing ca să iau și pe ăsta de aici. Sincer? Hai să mă bag cu vulpea. Bă, da, am healing, frate, am healing și nici nu...
Și sunt pe jos dropate, uitați-vă, acum când am nevoie de ele, 5 kg am reușit să farmece ăsta. Până acum. Vreau să stau eu pe aici, pe lângă healing, să le, să-i pândesc pe ăștia la drop. Așa dacă vin. N-am un drop spectaculos. Eu trebuie pe ăsta. Ce de bătaie, băieți? De aia n-am vrut să mă duc prin apă. Hai, tăticu, hai, că n-am vrut să mă duc prin apă. Ok. 7 kill-uri în momentul de față. Hai să-mi dau healing, să am viața full și să-mi iau pe ăsta de jos. Asta e un match mult mai bun. Mamă, cum i-am dat asuia one shot, bro? Cotețul. Am dat să fug, practic eu ia să omor reciproc și am câștigat meciul. Bine de tot. Bine, bine de tot. 716 am reușit să fac pe Molly. Ok, dar nu înțeleg cum s-a omorât aia, pentru că eu mă așteptam ca să mă duc eu să... să omor. Da, în fine, whatever, nu pot să înțeleg. Ia să dăm noi claim reward aici. 10 gemuri. Și să mai dăm noi... Nu, hai să dăm cu altceva, hai să schimbăm. Hai să băgăm, uite, pe Shelly sau pe Nyx. Nu, hai să-l băgăm pe Nyx. Hai să băgăm pe Nyx și cam ăsta a fost episodul, pentru că nu vreau să-l țin prea lung. Deci data viitoare, dacă se sunt peste 10.000 de like-uri, o să începem să facem opening. E bine că și acest episod n-a fost gen gol și am luat un caracter nou. Să vedem noi. Și e foarte bună, foarte bună vulpea, pentru că dropează foarte rapid. Dropează foarte rapid armele. Și nu neapărat armele. Hai că da. Nu e prea bine. Nu prea e bine să mă bat eu decât cu grenadă. Trebuie să mă mai duc să mai iau. E ok. E bine că măcar i-am luat drop-ul lui. E perfect. Ia să vedem, mai o fi ăsta guardu aici ca să mă... Oh, mai e un healing aici, perfect. Eram sigur că o să fie la healing. S-a făcut invizibil. Ba, naiba e asta cu invizibilitatea. Hai că da. Aolo! Da, ce s-a prins. Bun. L-am omorât? Aolo, nu l-am omorât. Hai să-l facem noi puțin tactic. Mai sunt eu și cu încă 5.
Ok, hai că l-am omorât. N-are nicio șansă. Mădălin YouTube, what the hell, mă bat cu mine? Bro, mă bat cu mine însumi. Ei, dar practic Mădălin YouTube, practic cel original, e mult mai bun decât fake-ul. Păi de ce naiba și-a pus numele Mădălin YouTube, pe bune? Nu înțeleg. Da, cam asta a fost episodul, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonașul de like și dacă vreți să facem opening-ul acela major gen data viitoare, hai să dăm și aici claim reward. Am făcut 1400 de trofee, interesant. Mi-a dat pe Bruce aici și să dăm și la claim reward. Aici, bun, perfect. Cam asta a fost. Ne vom vedea data viitoare la un box opening, spun eu, destul de mare și cu minim 2 caractere. Sper noi, toate cele bune. Pa, pa. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.